Bine ați venit la conferința Susținerea profesorilor debutanți, o provocare în cariera didactică în mediile defavorizate. Numele meu este Mihaela Sandu și sunt directorul de parteneriate sector public Teach for Romania. Ne-am adunat astăzi pentru că ne-am propus să punem pe agenda publică, să atragem atenția decidenților și nu numai, asupra nevoii de a susține profesorii debutanți din comunitățile defavorizate, acolo unde noi avem cea mai mare experiență. De asemenea, ne-am dorit ca atenția să o ducem și spre instrumentele necesare dezvoltării profesionale ale profesorilor debutanți. Evenimentul de astăzi face parte din proiectul Novice Educator Support and Training. NESTI, am spus noi prescurtarea, este un proiect internațional finanțat prin programul Erasmus+, sub prioritatea 3, sprijin pentru reforma politicilor publice. Ne-am bucurat foarte tare ca la această masă de discuții, spunem masă pentru că încă suntem așa cu toții, chiar și în spațiul virtual. Zic eu că am adus oamenii care chiar au toată capacitatea și toată puterea de a contribui la crearea celor mai potrivite instrumente dezvoltării profesionale a profesorilor debutanți. Vorbim de, dacă ne uităm la noi ca organizație, la Teach for Romania, venim după 8 ani de muncă în școli vulnerabile din peste 20 de județe, acolo unde noi am testat și probat impactul semnificativ pe care un cadru didactic îl poate avea. Este o ocazie foarte bună de a o introduce pe colega mea, pe doamna Iulia Pielmuș, care este directorul executiv Teach for Romania, și o invit să ne spună încă o dată de ce Teach for Romania vine să adreseze această tematică. Iulia? Bună ziua! În primul rând, mulțumim mult pentru prezență și pentru interesul față de acest program de mentoring pe care astăzi îl aducem către dumneavoastră în parteneriat cu Ministerul Educației. Spunea și Mihaela, este un proiect gândit de un consorțiu. Sunt 16 entități, Teach for, Ministerele Educației din România, din Austria, din Spania, Belgia și Bulgaria, la care se adaugă Universitatea Duisburg din Germania. Consorțiu care își propune să co-creeze împreună, să implementeze în țările respective și să evalueze impactul unui nou sistem de mentorat în educație ca, zicem noi, sprijin esențial pentru profesorii debutanți și mai ales pentru profesorii debutanți din școlile dezavantajate. Acum, experiența noastră ne arată un interes crescut pentru educația de calitate din România și cu mesajele potrivite am văzut noi și cu sprijinul adecvat putem atrage oameni valoroși care doresc și pot să fie profesorii pe care îi așteptăm din învățământ. Deci, doar ca să vă dau un simplu exemplu, recrutăm generația nouă, deci de aproape 9 ani încoace, în fiecare an. Chiar dacă avem sub 100 de locuri disponibile în programul Teach for Romania, se înregistrează între 2000 și 2500 de români. Oameni cu motivație puternică, care au sau care sunt fără experiență anterioară de predare, sunt proaspăt absolvenți de facultate, oameni din diasporă, din business, toți cu experiențe foarte diverse, dar cu o misiune comună, aceea de a contribui la evoluția educației din România. Pe de altă parte, descoperim în școlile în care suntem prezenți, în rândul profesorilor existenți în sistem, multă dedicare, multă competență și dorință de a face lucrurile mai bine. Așadar, rolul nostru, așa cum îl vedem acum, este de a aduce împreună entuziasmul, energia și leadership-ul profesorilor debutanți cu experiența și competența didactică a profesorilor din sistem. Și chiar dacă în multe școli unui profesor debutant ar trebui sau este alocat un mentor,
abordarea actuală este mai degrabă punctuală sau de multe ori teoretică. Deci ceea ce lipsește este un sprijin real, personalizat, pe o durată mai lungă, mai ales pentru debutanții care ajung într-o școală aflată în comunități cu provocări multiple. Și spuneam că avem deja peste 8 ani de când operaționalizăm programul nostru de leadership în educație și știm ce se poate face, realist, cu niște oameni care, da, au abilități de leadership și care aleg să-și asume să predea în comunități vulnerabile. Iar misiunea lor este atât de complexă și atât de provocatoare, încât pentru a reuși au nevoie de sprijin constant. Și știm cu toții că primii ani de profesorat sunt poate cei mai grei și cu atât mai grei atunci când alegi să predai într-o școală vulnerabilă unde nevoile sunt mari. Ce facem noi pe parcursul celor 2 ani de program? Îi susținem prin training, prin coaching, prin mentorat, cu ajutorul tutorilor și facilitatorilor aparținând rețelei de sprijin locale Teach for Romania și globale. Însă, rămâne critic sprijinul pe care îl primesc acești profesori debutanți zi de zi în școală, atât pentru o dezvoltare accelerată a componente sau competenței didactice, cât și pentru a asigura un grad ridicat de retenție, pentru că noi așa ne dorim cu toții ca oameni cu potențial de leadership să rămână în sistemul de învățământ. Programul acesta îl considerăm a fi o investiție și o investiție în mentoratul adaptiv, cum îl numim noi, despre care vom vorbi astăzi, accelerează acest proces de dezvoltare, salvează timp, costuri, reduce costuri, crescând astfel ce? Eficacitatea, satisfacția jobului și, de ce nu, putem să spunem, atractivitatea profesiei. În plus, mentoratul adaptiv influențează direct retenția profesorilor în școlile respective și implicit performanța elevilor cu care aceștia lucrează. Ca să atingem aceste obiective, avem nevoie însă să mergem împreună și avem nevoie să credem în educație și să o vedem ca soluție pentru schimbarea profundă în societatea noastră. Avem nevoie să activăm leadership-ul colectiv și să formăm cât mai mulți profesori, învățători, educatori. Pentru că noi toți suntem factorul de multiplicare a schimbării profunde în societate. Și am să mă opresc aici, nu înainte de a spune că ne bucură recunoașterea și susținerea atât administrației prezidențiale, care este astăzi alături de noi, cât și a Ministerului Educației, și ne dorim ca aceste relații să se consolideze și să se transforme într-o colaborare prin care cât mai multe școli să aibă profesori contributori dornici să facă parte din această schimbare. Mulțumesc mult! Așa, scuze că eram pe mine. Îți mulțumim tare mult, Iulia. Voiam să știu dacă domnul Dragoș Păslaru a ajuns, dacă este printre noi. Înțeleg că nu. Știu că este într-o comisie și a rămas că este pentru câteva minute ca să intervină, deci probabil că o să intervină mai târziu. Mă uitam în raportul Comisiei Europene profesorii din Europa, care a fost emis anul trecut în martie și vedeam o preocupare constantă asupra atractivității meseriei de profesor. Pentru că cei doi europarlamentari sunt prinși într-o comisie, o să mergem direct către reprezentantul Comisiei Europene de la Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură, to Mr. Tapio Savala, este Policy Officer în cadrul Comisiei Europene. Mr. Savala, it's really nice to have you here and we are looking forward hearing your opinion about the EU perspective on the novice teachers. Please, you have the floor is yours. Thank you very much for this very kind invitation. indeed, what I can confirm is indeed that teachers have been one of the priorities in our education and training policies for decades. And I just, found a leaflet that was a kind of a policy
guidebook for policymakers on induction of beginning teachers that we drafted already in 2010. And that was also already then quite nicely summarizing the need for induction and mentoring for personal, social and professional purposes and the reasons. And it also looked at the different ways of providing induction through mentoring. Vă rugăm să vă dați microfoanele pe mute, vă rugăm. Mulțumim. Please, Mr. Savala. Yes, actually, yes. Sorry, I was somehow muted. So what I was telling is indeed that already 10 years ago or 12 years ago, we published the policy guidance on induction that was looking at the personal, personal professional purposes of induction, good induction program, and looking at the different ways like mentoring, expertise, peer support, and even self-reflection in order to become, let's say, an effective teacher and in order to cope with those early years in the profession. And now if you look at the existing European initiative, the European education area, there is actually a very, very strong emphasis on teachers and how to support teachers. And the vision of, let's say, good teacher education is a kind of continuum, starting from the initial teacher education. Then when starting at schools, you know, having a good induction program, mentoring program, and then, of course, throughout the career, adequate and appropriate professional learning opportunities. And we also very much nowadays emphasize this learning through networks and through professional communities. And I suppose that in the induction phase, this is also extremely important that, for instance, if new teachers join eTwinning, the European community of teachers, or if they benefit from the school education gateway, they get a kind of sense of belonging to the European workforce, European teaching professions, and they get a kind of collegial support from their peers. So I think that that is something that can easily strengthen, you know, their self-confidence and their competencies in starting in a new profession. So I think that, you know, the other activities that we are now supporting is, first of all, we have this Erasmus Plus teacher academies. The idea of those teacher academies is to create networks that bring together initial teacher education providers with those that are providing professional development throughout the careers. And together, they ensure that there is a seamless continuum in the support of teachers. So, and of course, they will very much look in this induction phase and the early years in the profession as part of their projects. So we also have a project that we look at teaching careers and how countries could create national frameworks for teaching careers. And I'm happy to tell you that I see a colleague from Romania who is taking part in this project with us. So that is also something that making teaching professions more attractive and let's say, interesting. Of course, there may be points in the career that you would like to change something. You may go towards more expertise, or you may want to go towards the leadership positions, etc., etc. So it is important for teachers to get also support to see how they can progress in their careers. So I think that these are the direct, let's say, initiatives, how we are supporting teachers. But of course, teachers are key also in other initiatives. We have this actually just published a proposal for a council recommendation on sustainable development, or learning about sustainable development and sustainable environment. And of course, teachers are key in understanding the goals of the sustainable development, and we also provide them with a kind of competence framework that defines the skills, the knowledge, skills and attitudes of environmental friendly
competencies, and so that they can then work on this basis. And since you are also, I understand, very keen on supporting disadvantaged areas and disadvantaged schools, we have this new initiative that we call Pathways for School Success. And that is actually building on the 2011 recommendation on reducing early school leaving. So it has this monitoring, intervention, and compensation, and all these areas where teachers can play a key role in supporting all learners, you know, to achieve basic skills first, and then the motivation and skills to continue learning as much as possible. Cine mi-a scris aici? Asta este clar că ați prins-o. Vreau să vă puneți microfoanele pe mute. Okay, so if I summarize, I would say that the teachers and induction has been there in the EU agenda for decades already. And now within this European education area, we strongly support having good induction. And we know from the EuroDC data that less than 50% of European teachers get an induction program. And Romania is actually above the average. So congratulations for that. But there's still a lot of work to be done. And we are supporting with those Erasmus Plus projects, plus of course e-twinning and the School Education Gateway are the key tools that we are supporting teachers to develop their competencies from the very beginning throughout their careers. So thank you. If there are any questions, I'm happy to try to answer them. Thank you. Thank you. Dacă aveți întrebări în sală pentru domnul Savala. Nu. O să mergem mai departe și ne vom îndrepta spre mergem așa un pic de la nivelul european, mergem spre nivelul național, să avem perspectiva locală și o să invit pe colega mea Oana Silion, care este Public Funds Director în Teach for Romania, și pe domnul Adrian Bărbulescu, Director Resurse Umane și Plasare în Sistem, Ministerul Educației. Amândoi au făcut așa echipă și au lucrat îndeaproape și lucrează îndeaproape în acest proiect. Și ne bucurăm foarte tare că astăzi vin să împărtășească cu noi care sunt nevoile profesorului debutant în România. Bună ziua, mulțumesc Mihaela pentru introducere. Din păcate, domnul Bărbulescu nu este momentan acum prezent, este reținut într-o întâlnire, o să intre ulterior, așa că o să vorbesc eu. Legat de nevoile cadrelor didactice, mai întâi m-aș uita cu voia dumneavoastră la ce înseamnă provocările profesorilor din mediile vulnerabile, pentru că proiectul nostru NEST are o particularitate și anume intervenția este setată și gândită pentru zona de școli vulnerabile. Dacă ar fi să rezum la aceste provocări pe care profesorii le au, acestea ar fi patru. Ne-am uitat la contextul cultural și socioeconomic și astfel pentru un profesor să lucreze cu elevii care provin din grupuri diverse din punct de vedere cultural, etnic și economic, aceștia au nevoie să abordeze inclusiv intervenția lor la nivel de clasă, școală și comunitate. Dacă ne uităm la zona de rată ridicată de abandon și absenteism, rata de abandon și absenteismul este ridicată într-adevăr în România și în special în mediile vulnerabile, fiind nevoie de o susținere în implementarea strategiei naționale privind părăsirea timpurie a școlii.
Mergem mai departe și ne uităm la o altă provocare, și anume aceea decalajelor puternice în procesul de învățare. Iar școlile din mediile vulnerabile se confruntă cu decalaje puternice în procesul de învățare, fiind nevoite să abordeze diferențiat și personalizat intervenția la clasă. Ultimul aspect pe care l-am văzut ca și provocare pentru profesorii din mediile vulnerabile a fost acela de implicare deficitară a familiei. Este dificil pentru familii să sprijine elevii în procesul lor de învățare, de aceea profesorii devin pentru ei singurul factor educațional, singurul sprijin pe care aceștia le au în educație. Astfel, pentru cei care predau în mediile vulnerabile, au nevoie de o strategie de lucru bine implementată alături de părinți. În școlile vulnerabile însă există o nevoie specială de cadre didactice care să beneficieze de un sprijin aplicat. Cu toate acestea, aceste școli sunt deseori cel mai puțin probabil să aibă astfel de profesori. Lipsa de susținere prin mentorat fiind într-adevăr un factor cheie pentru ca aceștia să poată să rămână în școală și să producă un impact relevant. Și acum ne întoarcem la nevoi. Și una dintre nevoile pe care noi le-am identificat în cadrul proiectului este nevoia de formare și susținere pentru profesorii debutanți care predau în școlile vulnerabile și care se confruntă cu provocări complexe pentru că nu au pregătirea necesară. Mai există o nevoie a unei abordări contextualizate și specializate pe particularitatea comunității. De exemplu, dacă vrem să ne uităm la zona de abandon școlar, aceasta diferă în funcție de contextul social-economic și cultural al comunității la care ne uităm. Mai există identificată o nevoie a unei abordări integrate și colaborare cu diferiții actori din comunitate, cum ar fi, spre exemplu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, autoritățile locale, care, prin contribuție, ar asigura condițiile necesare în vederea facilitării accesului elevilor la educație și garantarea unei educații de calitate, indiferent de contextul social-economic. Fără ca aceste condiții să fie îndeplinite, profesorii debutanți care lucrează în comunitățile vulnerabile sunt într-adevăr mai predispuși fie să-și caute un loc de muncă într-o altă școală, fie să părăsească profesia cu totul într-un contract cu colegii lor care lucrează în alte școli. Dacă e să revenim la cele pe care le-am menționat anterior, mentoratul pare că este esențial pentru susținerea profesorilor debutanți din școlile vulnerabile, evident alături de alte măsuri. Cu toate acestea, din păcate, există o lipsă de acces la mentorat de calitate pentru profesori în majoritatea sistemelor de învățământ european. Conform TALIS, că tot am vorbit de date statistice, foarte puțini profesori debutanți au mentor pentru a-i sprijini profesional și emoțional în primii ani de predare. Există de asemenea și o lipsă de înțelegere comună la nivelul sistemului de educație cu privire la ce înseamnă mentoratul profesional contextualizat pentru cadrele didactice debutante. De exemplu, alegerea mentorilor nu este adesea legată de competențe, fiind legată de vechimea pe care aceștia o au în educație. În acest context, la nivel european, printr-un consorțiu despre care a vorbit și directorul executiv anterior, Iulia Pielmuș, a luat naștere acest proiect NEST. Proiectul care își propune să se uite la ce impact ar avea zona de formare pentru mentori și dacă este să ne uităm la profesionalizarea practicilor de mentorat printr-un program de mentorat, acesta pe care îl asigură proiectul NEST, mentorii își vor consolida înțelegerea rolului de mentor. Vor avea o capacitate de autoreflecție, o capacitate de a construi relații, o capacitate de a genera schimbare în ceilalți și de a aplica strategii variate de mentorat. Mentorii vor putea, după ce trec de zona de formare, să creeze o viziune pentru procesul și practic de mentorat, obiective, strategie, să se dezvolte,
să se dezvolte continuu. Vom să vă puneți pe mute. Iartă-mă, Oana, continuă. Nu, nu e nicio problemă, sigur. Nu e absolut nicio problemă. Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc. O să mai intervin și eu dacă se mai întâmplă. Cred că se desensibilizează microfonul de multe ori la cât îl folosim în ultima perioadă. Revin într-adevăr și vă povesteam de mentor și o să reiau puțin. După ce termină programul acesta de formare și de mentorat adaptiv pe care noi l-am propus prin intervenția proiectului NEST, mentorii vor putea să creeze o viziune pentru procesul și practica de mentorat, care va include obiective și strategie. Vor putea dezvolta continuu practica de mentorat, își vor îmbunătăți propriul stil de predare, își vor construi relații de sprijin și încredere cu profesorii debutanți, îi vor sprijini pe profesorii debutanți să-și crească reziliența și vor fi un model de sprijin continuu pentru profesorii debutanți. Dacă este să ne uităm după aia cum intervine NEST în dezvoltarea profesională a profesorilor debutanți, profesorii vor putea și își vor consolida în momentul când vor avea un mentor lângă ei cu care vor lucra, capacitatea de autoreflecție asupra lor și asupra rolului de profesor. O capacitate de a construi relații, pentru că, după cum vă spuneam și anterior, este foarte important pentru cadrele didactice debutante care lucrează în comunitățile defavorizate să construiască relații cu comunitatea, cu autoritățile locale și cu alți colegi din școală. Capacitatea de a crea un mediu de învățare productiv pentru elevi, capacitatea de a cunoaște și a utiliza conținutul academic și cunoștințele lor pedagogice și capacitatea de a gestiona provocări personale și profesionale, pentru că nu ducem lipsă de acestea tot timpul. Profesorii vor reuși de asemenea să-și creeze constant și eficient practici de predare, inclusiv împreună cu colegilor, pentru că colaborarea într-o școală, dintr-un mediu vulnerabil, cu colegii este foarte importantă. Își vor putea adapta modul de predare conform nevoilor elevilor, îi vor împuternici pe aceștia și vor colabora cu alți actori educaționali. Dacă ne-am uitat la mentori și ne-am uitat și la zona de profesori debutanți, atunci suntem cu toții conștienți de provocările cu care aceștia se confruntă în primii ani de carieră. Și de aceea credem în parteneriatul pe care îl creăm alături de Ministerul Educației pentru a susține intervenția NEST. Și le suntem de asemenea recunoscători profesorilor metodiști și cadrelor didactice debutante care au acceptat să facă parte din acest proiect pilot la nivel european. Mulțumesc mult de tot și dacă aveți întrebări, poate nu acum, că sunt emoții, ulterior, noi suntem aici pentru dumneavoastră. Mulțumesc, Mihaela, și mulțumesc invitațiilor. Mulțumim tare mult, Oana, că ne-ai introdus așa în care sunt nevoile profesorilor debutanți și mă bucur tare mult să-i avem alături de noi pe doamna Ligia Deca, consilier prezidențial educație, căreia și adresez următoarea întrebare. Cum se vede de la președinție partea aceasta de suport, de sprijin pentru profesorul debutant? Știm că există în România Educată, este prinsă această componentă, dar voiam să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră, care este perspectiva și ce putem face concret, care sunt soluțiile. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru introducere și pentru întrebare. Salut pe toți ceilalți paneliști, pe organizatori și pe toți cei care ne urmăresc. Vin după o săptămână în care am participat tot în contextul Teach for la gala pentru profesorii cei mai buni din rural.
care s-a desfășurat la Iași, ocazie cu care m-am putut și întâlni cu o serie de profesori, educatori, învățători din comunități rurale și mai puțin rurale, dar toate cu probleme specifice. Și acolo am văzut inclusiv problematica asociată nevoii de sprijin și de claritate pentru profesorii debutanți. Înainte să intru direct în răspunsul la întrebarea dumneavoastră, o să fac câteva considerații generale legate de context. E clar că rămânem într-o perioadă de criză la nivel internațional, care a scos încă o dată în evidență nevoia de investiție în profesori. Toate studiile ne spun că atunci când este vorba să investim în educație, dacă trebuie să alegem în ce investim, cel mai mare randament al investiției este atunci când investim în profesori. Am trecut de la o perioadă de criză în sănătate la o perioadă de criză securitară, ca să zic așa, iar capacitatea de răspuns a sistemului de educație, capacitatea de reziliență pe care sistemul o poate transmite și copiilor, vine din capacitatea profesorilor de a fi ei înșiși sau ele însele rezilienți, orientați spre viitor și cumva capabili să ducă aceste crize într-un mod în care, cum să zic, societatea să fie cât mai puțin afectată. Este clar și toată lumea o spune că ne îndreptăm către o perioadă complicată din punct de vedere al resursei umane în educație. Mulți profesori apropiați de vârsta de pensionare, mulți profesori care se pensionează și asta înseamnă un aflux mare de profesori debutanți în sistem, profesori cărora li se cere foarte mult. Ei în general ajung în zonele defavorizate pentru care ai nevoie de un sprijin deosebit, de o perioadă de stagiatură care să te fi pregătit pentru astfel de comunități și din păcate nu este întotdeauna cazul. Este nevoie de sprijin suplimentar, inclusiv din punct de vedere financiar, pentru că în acele locuri uneori profesorii se substituie și părinților atunci când copiii au părinții plecați, se substituie și medicilor sau asistenților sociali care nu sunt suficienți, așa cum știm peste tot în țară, și au provocarea claselor foarte eterogene din punct de vedere al potențialului copiilor și al condițiilor pe care copiii le au acasă pentru a putea continua procesul de învățare. Aici aș vrea să spun și că de câțiva ani încercăm să experimentăm în partea de formare inițială, tocmai în ideea de a pregăti mai bine profesorii debutanți, mă refer la masteratul didactic, care va avea o primă promoție anul acesta și cred că ar trebui să ne punem întrebarea cum valorizăm acești absolvenți de masterat didactic și cum îi sprijinim în sistem. Însă, din perspectiva României Educate, masteratul didactic nu este și nu ar trebui să fie singura cale de a intra, de a face pregătirea, formarea inițială în profesia didactică. Avem nevoie de rute flexibile pentru a putea strânge tot potențialul uman și de entuziasm pe care îl putem strânge din societate. Avem nevoie să fim, să nu facem compromisuri când vine vorba despre standarde, standarde de admitere, standarde de selecție, standarde de intrare în sistem. Avem nevoie de un profil clar, asumat, adoptat legislativ al cadrului didactic, din care să poată fi declinate standarde de formare, dar și standarde profesionale, da? Cum evaluăm profesorii în așa fel încât această evaluare să fie una axată pe valoarea adăugată pe care eu o aduc la clasă și nu pe, o să spun direct, hârtii, deci nu pe chestiuni formale care nu se reflectă neapărat în ce magie fac ei la clasă, mulți dintre ei. Mai este încă un element. Fiecare dintre noi ne aducem aminte cum a fost atunci când ne-am angajat pentru prima dată sau atunci când am intrat într-o nouă poziție, într-o nouă slujbă. Nu? Există acea perioadă de adaptare în care există clar o diferență majoră dată de cât sprijin primești. Ei, acest sprijin pe care profesorii debutanți trebuie să-l primească atunci când intră în profesie, când încep într-o școală nouă, acea parte esențială de mentorat, de care am văzut că și Ministerul Educației în ultima vreme se preocupă și prin proiecte de mare anvergură, poate face diferența între a rămâne în profesie
și a fi motivat să crești în carieră sau a renunța. De prea multe ori, profesia didactică este o alegere negativă, în sensul în care nu întotdeauna cei mai buni absolvenți de licență optează pentru această profesie. Dacă și cei care totuși fac această alegere după un an sau doi în care au dat de greu, neavând sprijinul necesar, aleg să iasă din profesie, cred că putem vorbi despre o pierdere umană, dar putem vorbi și despre o incapacitate a sistemului de a-și susține propria investiție, pentru că până la urmă formarea inițială a cadrelor didactice este susținută de stat. Mai mult, cred că atunci când vorbim despre profesori în general și despre noile pedagogii, trebuie să ne gândim puțin și la modul în care ieșim din paradigma fiecărei discipline și încercăm să gândim cum aplică elevii în viață și ulterior, dar și în procesul educațional efectiv, cunoștințele de la școală. Și aici aș pune accentul pe dubla specializare sau posibilitatea de a obține o dublă, triplă, multiplă specializare pe parcursul carierei didactice, pentru că asta ne-ar rezolva și chestiunea legată de motivație. Atunci când, de exemplu, simt că ți-ai dori altceva, există această posibilitate de a nu ieși cu totul din sistem și de a te recalifica pe altceva și există și o flexibilitate mult mai mare când vine vorba despre câte cadre didactice ne trebuie pentru a acoperi nevoia dintr-o școală care nu are multe opțiuni din punct de vedere al recrutării, din vari motive care nu țin de școală. Dacă vorbim despre o zonă rurală îndepărtată de centrele urbane, este clar că va fi destul de greu să atragi profesori mulți valoroși pe fiecare disciplină în parte. Și atunci aceste duble, triple specializări ar putea să rezolve problema într-un mod în care să nu facem un compromis din punct de vedere al calității pentru elevi. Mai mult, România Educată vorbește foarte apăsat despre nevoia de practică pedagogică. Modul în care se realizează această practică pentru a integra optim teoria cu practica, adică nu aruncăm toată practica într-un singur punct, la final de program inițial de formare, și vorbește și despre nevoia de contexte diferite de învățare. Nu ajunge să facem practică, de exemplu, dacă vorbim despre elevii din colegiile pedagogice, numai în școlile de exercițiu, pentru că de multe ori ele se află în centrele mari, urbane. Ori, de cele mai multe ori, acești profesori debutanți, prin procesul de distribuție sau prin tipul de posturi care sunt declarate viabile, ajung în zonele rurale pentru care au nevoie de alt tip de formare inițială, de un supliment sau de anumite accente care, cred eu că ar face diferența. Mai mult, au nevoie să fie în comunități. Cred că profesorii debutanți, ca orice breazlă, de fapt profesorii în general ca orice breazlă, au nevoie de contexte de socializare și de schimburi de experiență. Asta înseamnă, pe de o parte, un anumit tip de cancelarie și un anumit tip de discuții în cancelarie, dar există și nevoia unor rețele în care profesorii debutanți să poată schimba experiențe și cumva să-și găsească sprijin unii în ceilalți atunci când vine vorba de navigarea acestor prime ani în carieră. Eu am mare încredere în profesorii de la început de drum, pentru că ei sunt foarte pregătiți, cel puțin mental, să-și asume provocările, mai ales la câte discuții sunt în spațiul public. Îi felicit pe cei care au ales această meserie și, așa cum spuneam și așa cum relevă și recomandările din proiectul România Educată, cred că este esențial ca statul, adică noi toți, împreună cu societatea civilă, să le oferim sprijinul necesar ca ei să-și poată îndeplini vocația. Mulțumesc! Mulțumim tare mult, doamna Beca! Înțeleg că îi avem alături de noi pe cei doi europarlamentari și o să mă îndrept acum către domnul Dragoș Pâslaru, președinte Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din cadrul Parlamentului European. Ne bucurăm tare mult, știu că ați avut niște dificultăți tehnice și ne pare tare rău. Vă rog, dacă se poate, să puteți să ne adresați câteva cuvinte despre perspectiva europeană asupra profesorilor debutanți.
Da, în primul rând, bună ziua și mulțumesc Teach for Romania pentru acest eveniment de care cred că avem mare nevoie. Eu vreau să salut pe toți cei care sunteți implicați în Teach for Romania, pe toți profesorii, mai ales pe profesorii debutanți, pentru că lor le este adresată până la urmă această conferință. Aș vrea să salut pe doamna consilier prezidențial, pe Ligia, pe colegul meu, Victor Negrescu, și pe toți ceilalți pe care, din rațiuni de timp, nu-i menționez, dar le mulțumesc tare mult pentru prezență. Cred că subiectul acesta legat de educație și de, mai ales de zona de sprijin pentru profesori, pentru dascălii, de care noi avem atâta nevoie în România, trebuie discutat deschis și pe larg. Și de multe ori, cumva, este în continuare marginalizat. Cumva, dacă stăm și ne uităm la generațiile trecute de profesori, există din partea societății un respect. Un respect, când spuneai cuvântul profesor, era cumva în societate un nivel care genera acest respect. Pentru cei care au învățat pe vremea dinozaurilor ca mine, aveam chiar o mică lecție care era cu domnul Trandafir, dacă vă aduceți aminte, și care era o încapsulare a ce înseamnă vocația aceasta de dascăl. Și da, am folosit cuvântul vocație, pentru că nu e doar o ocupație, o profesie, este ceva care se face din pasiune și pentru care, dacă pui suflet, într-adevăr, acel lucru într-adevăr merită și aduce un schimb important în societate. Și este foarte clar, adică nu cred că este secretul lui Polișinel aici, dezvoltarea tinerilor și a generațiilor următoare depinde de atingerea potențialului profesorilor pe care îi formăm. Dacă nu avem încredere în dascăl, în profesor, evident, asta înseamnă că de fapt nu avem încredere în modul în care ne cultivăm generațiile următoare de profesioniști, fie că discutăm de administrația publică, fie că discutăm de sector privat, până sau de oamenii pe care îi trimitem la nivel european să ne reprezinte. Și având în vedere că avem această prioritate la nivel național acceptată de toate formațiunile politice legate de prioritizarea educației, iar în Parlamentul European, la nivel european, ideea de a prioritiza educația este o chestiune crucială, de a contribui la un viitor mai bun pentru tineri și copiii noștri, este foarte clar că profesorii debutanți au un rol crucial și o responsabilitate foarte mare. Și aici, în special, e foarte important de insistat în comunitățile vulnerabile, unde educația este cea care deschide, de fapt, uși suplimentare către un viitor mai bun. Discutăm de șanse și oportunitate, de șanse egale, de echitate, de acces la piața forței de muncă. Dacă facem referire, până la urmă, la primul principiu al pilonului european al drepturilor sociale, ceea ce care este cumva Biblia principiilor sociale la nivel european în acest moment, avem acest lucru care ține de șanse egale și acces la piața forței de muncă. Pentru cineva care abia are acces la educație, atunci când reușește să aibă acces la educație, modul în care își desfășoară acest prim contact cu educația din perspectiva profesorilor debutanți, profesorii care sunt acolo sunt foarte importante. Și în comunitățile acestea vulnerabile, profesorii fac eforturi incredibile. Asta este foarte important de înțeles. Își depășești cu mult poziția de cadre didactice, devin mentor, devin membri de familie extinsă, prieteni, devin ocrotitori pentru cei care îi învață. Și aici, încă o dată, cei de la TICI știți foarte bine lucrurile acestea. În modul acesta, de fapt, ghidați comunitățile locale, nu doar actul educațional. Asta este, mi se pare, foarte important. Și de asta, evident că trebuie să formăm profesori buni și să le dăm și instrumentele necesare pentru a promova dezvoltarea copiilor și a construi societatea de mâine. Deși profesorii sunt piatra de temelie a viitorului nostru, nu le acordăm suficientă atenție și au nevoie de ghidaj, de îndrumare, că fac parte dintr-un sistem care are, evident, o subfinanțare cronică, are probleme legate de modul în care pot să-și dezvolte cariera și se simt uneori ai nimănui, într-adevăr. Aceasta este, de fapt, realitatea. De ce am discutat de partea aceasta de dezvoltarea copiilor? La nivel european avem acum garanția pentru copii. În garanția pentru copii, pentru care așteptăm încă planul de acțiune din partea României, avem accesul la educație. În accesul la educație, o chestiune critică este legată de profesori și de modul în care asigurăm sprijinul profesorilor pe partea aceasta legată de implicare. Și aici discutăm mai ales de copiii din zonele vulnerabile. Garanția pentru copii se referă mai ales
la acest segment de copii de care se află în vulnerabilitate, în risc de excluziune, în sărăcie. Acum, pandemia recentă a scos ca o hârtie de turnesol, dacă vreți, în evidență provocările pe care le are sistemul sau deficiențele pe care le are sistemul nostru educațional și a subliniat aceste provocări cu care s-au confruntat profesorii când s-a fost făcută trecerea spre școala online. Și profesorii au rămas în prima linie până la urmă, cred că putem spune că atunci când discutăm de acest termen generic de cei care au ținut frontul în lupta împotriva pandemiei, da, profesorii au fost în prima linie pentru a se asigura că elevii nu sunt abandonați, că nu pierd contactul cu sistemul educațional și că până la urmă au trebuit să se adapteze la noua realitate și mulți nu aveau aptitudini digitale sau resurse și s-au reinventat în acest fel. Și pandemia a arătat această necesitate de a face pași către tranziția noastră digitală, să avem profesori calificați pentru nevoile digitale ale generațiilor care vin și să includem instrumentele digitale în materialele cursurilor, programele de studii pentru profesori. Și aici iarăși intervenim pe partea aceasta de transformare digitală, Path to a Digital Decade, această transformare de proporții pe care o avem în vedere și cred că este foarte important ca profesorii debutanți să fie prima noastră linie, ca să folosesc din nou această sintagmă, în digitalizarea unui sistem educațional care chiar are nevoie și care a primit acum un puseu prin experiența în timpul pandemiei, dar care are atât de mare nevoie de a transmite competențe, inclusiv competențe digitale, către copii, către cei care vor înfăptui, vor pune în operă, de fapt, această tranziție digitală și societatea pe care o imaginăm. Dacă primul principiu al pilonului european al drepturilor sociale este educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții, e important să realizăm că trebuie să fim alături de profesorii noștri pe tot parcursul carierei lor, nu doar la început, ci și în continuare. Susținerea celor care, să zicem, au intrat sau intră recent în sistem trebuie să fie una permanentă. Iar scopurile trebuie să fie formarea și învățarea pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea profesională, pentru calificare, recalificare, dobândirea de noi aptitudini care să ne permită până la urmă să facem față acestor provocări. Și aici aș merge pe un lucru care este iarăși foarte important legat de oportunitățile de învățare în spațiul european. Avem programe de tip Erasmus+, pentru cadrele didactice și trebuie să vorbim clar despre nevoia de a se spori investițiile publice în educație, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care dă acum o oportunitate, pentru a asigura exact partea aceasta de sistem educațional inclusiv, deschis, care să ofere acces și oportunitate, cu dotările necesare pentru a oferi și un mediu de învățare prielnic pentru elevi și cu instrumente pentru profesori care să permită accesul egal la educație digitală și la o educație de calitate pentru toți. Cu toții am auzit la nivel european și cred că a ajuns și în România sintagma nu lăsăm pe nimeni în urmă. Este, de fapt, o sintagmă care a fost scoasă în evidență de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și această sintagmă ar trebui să devină o prioritate și să o transformăm în realitate. Nu putem contura politici pentru viitorul nostru fără să ne gândim la profesori și la nevoile lor. Și de aceea, cumva, rămânând în continuare cu acel gând la domnul Trandafir și la statutul de profesor și la importanța profesorului, care merge mult mai departe, repet, decât lecțiile de la școală, a fost pentru mine și este pentru mine o mare plăcere să primesc această invitație și să mă înclin, spun șapoba în fața cadrelor didactice care țin această primă linie și să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și să vă urez în continuare ca împreună să avem succesul de pe care ne-l dorim pentru a avea o educație de calitate și inclusivă și bună și pentru profesori și pentru elevi în România. Mulțumesc încă o dată și ori de câte ori veți avea nevoie de orice din partea mea în Parlamentul European, în Comisia de Muncă și Afaceri Sociale și nu numai. Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim tare mult pentru deschidere. Mereu ați răspuns inițiativelor noastre. Tot pentru că suntem într-un cadru european, mă îndrept către domnul Victor Negrescu. Este vicepreședintele Comisiei pentru Cultură și Educație din cadrul Parlamentului European și mă bucur tare mult că este alături de noi și pentru că dumnealui este cadru didactic și cred că ar putea să ne împărtășească din mai multe perspective poziția dumnealui. Vă rog, domnul Negrescu.
Mulțumesc frumos, mulțumesc și pentru invitație. Salut și eu pe ceilalți invitați și în calitatea mea de cadru didactic o să încep prin acest lucru. Am trăit această experiență de a fi cadru didactic debutant și înțeleg foarte bine provocările începutului de carieră, dificultatea de a înțelege uneori anumite lucruri pe care trebuie să le faci, dorința de a avea un impact imediat, dificultatea de a trăi cu salariul care primești ca și cadru didactic, debutant, ceea ce este un lucru care trebuie să fie menționat, dialogul pe care îl poți cu cei care au mai multă experiență, așteptările elevilor sau studenților. Deci este o experiență inedită, dar în același timp, începutul de carieră reprezintă un moment cheie, cred eu, în ceea ce înseamnă structurarea și formarea cadrelor didactice. Pentru că la început de carieră, atunci când există poate și un pic mai mare entuziasm, este important să setăm foarte clar cadrul de referință pentru acești viitori profesioniști în domeniul educației. Și asta înseamnă metode de predare, asta înseamnă instrumente puse la dispoziția profesorului, asta înseamnă să existe un acces pentru formarea continuă, să existe acces la tot ce înseamnă dobândirea de competențe digitale, să existe acces la schimburi de puncte de vedere și de opinii cu experți în materie, chiar cu cei care au mai multă experiență din țară, dar și din afară, să existe materiale educaționale adaptate și să existe disponibilitate pentru acceptarea unor idei noi, unor proiecte noi, unor inițiative noi, atât într-un cadru formal, educațional, cât și un cadru non-formal, pentru că știm foarte bine, cel puțin generația mai tânără are această experiență sau această practică de a veni cu inițiative care îi împing pe cei cărora le transmitem informații să se implice într-o manieră voluntară în diferite categorii de activități, folosind și cadrul de referință că e vorba de școală altfel sau alte inițiative complementare. Și eu cred că și acest lucru este extrem de important. Pentru că, practic, în primii ani de carieră structurăm modul în care acel profesor se va comporta în anii următori, dar, în același timp, îl impulsionăm să se dezvolte. Să dezvolte ceea ce face, actul de predare, să dezvolte pe sine ca și profesionist, să dezvolte interacțiunea și calitatea interacțiunii pe care o are cu elevii sau cu studenții. În sensul acesta, evident, cred că este oportună realizarea, este oportun să realizăm un plan de acțiune menit să sprijine într-o manieră coerentă, integrată, profesorii debutanți. Există astfel de documente, cadru de referință în alte state europene, de exemplu Finlanda, de exemplu Franța, care practic setează ceea ce se va întâmpla sau cum ar trebui să fie structurat dialogul și cum ar trebui să fie integrat profesorul la început de carieră. La noi există anumite repere, însă nu avem o abordare structurală, o abordare coerentă. Și de multe ori se întâmplă ca un profesor care a câștigat concursul să meargă într-o școală, ia contactul poate înainte cu directorul școlii, dar nu avem un proces de integrare efectivă, mai ales când vorbim de cei care, de exemplu, vor urma să predea într-o școală din mediul rural sau într-o școală unde există copii cu dificultăți de învățare sau într-o școală cu o rată de abandon școlar ridicat. Și nu există nici măcar un proces de acomodare pentru profesorii care vin dintr-o altă comunitate să predea într-o comunitate vecină sau o comunitate mai mică, ceea ce de multe ori poate să genereze tot felul de dificultăți, tensiuni sau probleme în ceea ce înseamnă integrarea acelor cadre didactice. În consecință, cred că este nevoie să setăm acest cadru. Și pentru a face acest lucru, evident, s-a spus și anterior, am fost aici de acest, am intrat pe Zoom chiar mai devreme, există la nivel european acest demers extrem de important, crearea unei zone europene în domeniul educației. Obiectivul este ca acea zonă comună să fie realizată până în anul 2025.
Au fost câteva întârzieri, acum Parlamentul European presează să respectăm acel termen și acea zonă comună în domeniul educației ar permite coordonarea, poate chiar armonizarea, mi-aș dori eu, mai multor politici în domeniul educației, inclusiv modul în care ne raportăm la cariera didactică, la cariera profesorilor. Primul pas în acest sens și a venit ca o inițiativă dinspre Parlamentul European, un raport pe care l-am gestionat în calitate de raportor, a fost crearea acestor academii europene pentru profesori. A existat un prim apel, la primul apel înțeleg că nu există o foarte mare apetență din partea participanților din România pentru a implementa acest program, dar va exista un al doilea apel, vor fi mai multe apeluri și sper într-adevăr să avem structuri coordonate, publice sau private, din România, care beneficiază de acest tip de finanțare și implementează acest tip de program. Pentru că vorbim acum doar de o primă etapă în ceea ce înseamnă acest proces de integrare și coordonare a formării profesorilor. Această primă etapă constă în conturarea și identificarea acestor clustere, acestor grupuri de oameni care au inițiativă în acest domeniu, pentru a încerca să setăm mecanisme de cooperare, de schimburi de opinii, să încercăm să identificăm procese care se dovedesc a fi eficiente. A doua etapă de finanțare, pentru că aceasta a fost doar prima etapă, va presupune transformarea acestor rețele în academii de sine stătătoare, care să ofere într-o manieră continuă acces la pregătire pentru cadrele didactice și acompaniere. Acompaniere însemnând, așa cum s-a spus și anterior, mentorat pentru profesori debutanți, schimburi de opinie cu experți, materiale educaționale suplimentare, suport pentru realizarea fișelor de curs, suport pentru tot ce înseamnă modul de predare și adaptare a curiculei la noile cerințe sau la noile provocări, fie ele digitale sau de altă natură. Deci e foarte important să avem aplicanți la acest proces și să avem parteneri din România implicați în aceste rețele europene, aceste academii europene pentru profesori. Suplimentar la acest lucru, noi în Parlamentul European, mai ales comisia din care fac parte, unde sunt și vicepreședinte, ne-am luptat să creștem finanțarea pentru programul Erasmus+. Avem o creștere a finanțării și sunt de foarte multe ori oportunități de finanțare, nu doar prin apelurile naționale, dar prin apelurile europene, pentru sprijinirea profesorilor, pentru dezvoltarea unor metode de învățare inovative, pentru achiziționarea de materiale, inclusiv materiale didactice. Din nou, apetența spre a aplica este consistentă din partea României și aici cred că sunt printre cei care participă profesori sau persoane care au inițiat astfel de proiecte, dar cred că am putea să facem și mai mult pentru că vor fi și sunt tot mai multe oportunități în această direcție și vor fi și mai multe finanțări în perioada următoare. Mai mult decât atât, am inițiat o serie de proiecte pilot. Noi, eurodeputații, putem iniția proiecte pilot dedicate educației. Un proiect important este un proiect în valoare de 3 milioane de euro pe care l-am inițiat, care va oferi granturi în valoare de 50.000 de euro pentru școlile din izolate, din mediul rural sau care au ca și public țintă elevi din grupuri defavorizate. Pot aplica 50.000 de euro pentru adaptarea practic a procesului de învățare și a materialului la tot ce înseamnă provocările acestea legate de digitalizare. Sperăm să continuăm acel proiect, să fie doar un prim set de finanțări de 50.000 de euro și ulterior să avem finanțări suplimentare tocmai pentru a continua acest proces și a avea o acompaniere pe termen mediu și lung. Putem să inițiem astfel de inițiative suplimentar și chiar mi-am luat acest angajament, nu doar prin prisma discuției noastre de astăzi, să încercăm să depunem, pentru că termenul este 1 aprilie, un proiect pilot tocmai care face referire la profesorii debutanți pentru a crea o rețea europeană de schimburi de puncte de vedere și mai ales să setăm recomandări europene pentru statele membre cum să abordeze integrarea profesorilor debutanți, formarea lor și toate elementele pe care le-am subliniat anterior, să vedem care va fi feedback-ul Comisiei Europene. Noi propunem din Parlamentul European, Comisia Europeană vine cu un feedback și eu cred că ar fi un lucru absolut necesar și complementar cu ce spuneam anterior. Pe lângă aceste chestiuni, avem planul de acțiune pentru educația digitală, subiect de care m-am ocupat. Recent a avut loc primul forum european de educație dedicat educației digitale,
unde am avut plăcerea să iau și cuvântul. Deci este un proces continuu. La această structură participă și structuri asociative. Vă invit să, dacă nu sunteți înscriși, să vă înscrieți în acel format și profesorii pot face pentru a afla de la alții cum pot să faci acest lucru într-o manieră calitativă. Este clar că educația digitală nu e foarte important, nu înlocuiește profesorii, dar poate ajuta profesorii și asta este important, să găsim această simbioză. Și există digital și în predarea față în față. Adică digitalul nu înseamnă educație online, e doar o parte din educația digitală. Dar este un proces important și vă invit să faceți parte pentru că e un proces semnificativ. Nu în ultimul rând, în conferința privind viitorul Europei, avem un panel dedicat educației. Eu fac parte din această conferință privind viitorul Europei. Acum setăm concluziile, adică ce am dorit să facă Europa pe viitor în materie de sprijinire a educației și printre recomandările am chiar în fața mea, adică să nu credeți că și notate, ca să nu ziceți că nu, că vorbesc doar elemente care nu sunt concrete, eu cred că vorbesc lucruri concrete. Aici avem, de exemplu, foarte explicit spus, formarea profesorilor, supraveghetorilor, cadrelor didactice în sens general, inclusiv dezvoltarea de competențe în tot ce înseamnă digitalul, mediu, educația civică și așa mai departe, și de asemenea un proces de formare continuă pentru profesori și dobândirea de competențe soft skills, de asemenea extrem de importante, și promovarea și dezvoltarea unui cadru de referință pentru carierele didactice. Sunt recomandări pe care sperăm să le facem în cadrul acestei conferințe privind viitorul Europei, adică să fie preluate aceste idei și să fie duse până la capăt, și acestea să fie acompaniate de ceva pe care l-am propus chiar eu, inclusiv pe platforma dedicată conferinței privind viitorul Europei. Sunt sute de oameni care au votat pentru această propunere, ca aceste idei foarte bune să fie acompaniate de sprijin financiar, adică crearea unui plan european dedicat educației, după modelul planului de redresare, după modelul discuțiilor cu privire la finanțări suplimentare pe energie și apărare, foarte bine. Eu sunt și militez pentru un plan pentru educație, evaluat la aproximativ 3 miliarde de euro, care poate fi finanțat din banii europeni și banii băncii europene de investiții, cu sprijin evident și a altor parteneri și a statelor membre și autorităților locale. S-ar putea crea așa ceva, evident, se poate crea după actualul ciclu de finanțare, adică după 2027. Este un lucru care este prevăzut de principiu și în zona europeană a educației, dar trebuie să impulsionăm ca, într-adevăr, să se întâmple, să nu rămână doar o chestiune ipotetică. Pentru că, pentru a face toate aceste lucruri, trebuie resurse, trebuie implicare, trebuie muncă zi de zi și mai ales avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, pentru că educația presupune o abordare comună, coerentă, multă comunicare și pentru asta, într-adevăr, nu trebuie să avem decizii luate, nu știu, din biroul unui minister sau de la Bruxelles. Eu cred în contactul real cu oamenii care lucrează zi de zi în domeniul educației, oameni care înțeleg provocările și cele care sunt, nu știu, sistemice, dar și cele pe care le întâlnim în fiecare zi, așa că doar astfel putem să avem un impact concret. Felicitări din nou, Teach for Romania, pentru ce faceți, tot timpul știți bine, am fost alături de inițiativele voastre și felicit în continuare pe profesorii debutanți care sunt alături de noi și profesorii cu mai multă experiență pentru faptul că au ales această carieră, pentru că ce faceți dumneavoastră, ce facem împreună, fiind și eu profesor, cred că este mai important decât foarte multe lucruri pe care le-am putea face, așa că avem un impact, contăm, putem să contăm și mai mult dacă reușim să trecem și peste barierele sistemice. Mulțumesc încă o dată și felicitări pentru această conferință. Mulțumim tare mult și am plecat cu multe informații valoroase din intervențiile dumneavoastră, așa că vom face un follow-up după această întâlnire. Aș vrea să ne întoarcem la nivel național și mă bucur tare mult să-l avem în continuare pe domnul Sorin Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, și să povestim acum despre, am văzut perspectiva europeană, am văzut care sunt nevoile la nivel național, să vedem ce face Ministerul Educației, care sunt instrumentele pe care reușim să le dezvoltăm, cum reușim să integrăm în politicile publice viitoare un focus mai aplicat pe profesorul debutant, în special pentru cei din comunitățile defavorizate, unde știm că e nevoie de o altfel de intervenție și provocările sunt mult mai mari
iar retenția în sistem a profesorilor debutanți în mediile defavorizate se arată și în raportul Consiliului Uniunii Europene că este din ce în ce mai greu și că rata de abandon este foarte mare. Vă rog, domnule Sorin Ion. Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și mă bucur să vă fim alături și să ne fiți alături, nu numai acum, ci în foarte multe acțiuni ale dumneavoastră. Am să mulțumesc și domnului Păslaru, pentru că a fost foarte atent la ce a spus mai devreme. Mi-au rămas câteva lucruri întipărite în minte. A spus de 3 ori, cel puțin, că profesorii în ultimii 2 ani au fost în linia întâi. Este extrem de important pentru noi ca sistem, pentru mine ca profesor, pentru că în general în ultimii 2 ani s-au văzut cele rele din sistem, dar cele bune și ample au fost mai în liniște. Pentru că, într-adevăr, au fost profesori care nu s-au adaptat la partea de digitalizare a educației, n-au făcut-o în cel mai fericit mod, le-au mai scăpat unele lucruri prin lecțiile online, dar în mare, pentru un sistem cu aproape 3 milioane de beneficiari, zic eu că lucrurile au funcționat mulțumitor. Nu perfect, pentru că e imposibil, și asta a fost imposibil pe plan mondial, nu numai în România. Dar apreciez că s-a observat totuși că sistemul a funcționat. În al doilea rând, aș vrea totuși, înainte de a vă spune eu foarte oficial care e viziunea Ministerului privind profesorii debutanți din comunitățile defavorizate, să vă spun o scurtă poveste pe care o putem intitula povestea profesorului debutant. Ea e de acum 31 de ani, dar cred că din acest punct de vedere lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Un tânăr profesor de matematică de acum 31 de ani a terminat facultatea mulțumitor, a primit repartiție la o școală de margine de oraș, o școală mică, avea senzația că e profesor, știa și un pic de matematică, făcuse și ceva ore de practică pedagogică, foarte puține, și avea impresia că este profesor. Abia când a ajuns la catedră și a dat seama că este o diferență foarte mare între un absolvent de facultate și un profesor. Pentru că povestea are și un final fericit, a avut noroc de un coleg cam cu 15 ani mai în vârstă, cu experiență bogată în spate, care, și aici subliniez cuvântul, i-a fost mentor, fără să conștientizăm cuvântul mentor, fără să fie cumva reglementat, fără să existe vreo strategie națională în anul 1990, nu știu cât de mult se vorbea despre mentorat, poate obligația tânărului profesor de a-și face planurile de lecții într-un caiet format A3 foarte gros în care trebuia să scrie în fiecare zi, asta a funcționat câțiva ani ca obligație, dar mai mult decât facultatea și mai mult decât orele de practică din facultate, a contat existența acestui mentor și l-a format pe tânărul profesor, ajuns astăzi la o vârstă nu chiar venerabilă, dar am 54 de ani împliniți, pentru că v-ați prins probabil despre cine e vorba. Prin urmare, problema mentoratului nu e nici nouă și nici nu s-a schimbat foarte mult paradigma de la Revoluție încoace. Nu știu cum era înainte de Revoluție, că eram doar beneficiar al sistemului, dar a rămas la fel de actual. Măsuri pe care Ministerul Educației și-a propus să le ia, le implementează deja și le va implementa în continuare, cred că aș putea să le număr pe degete de la o mână, pentru că sunt foarte simple și foarte concrete. Și am să pornesc de la unul, nu neapărat în această ordine, dar o salarizare motivantă la început de carieră este obligatorie, pentru că tot domnul Păslaru vorbea mai devreme despre chemare, despre har, toate bune și frumoase, și cu domnul Trandafir povestea e frumoasă, dar în realitate, în societatea de astăzi, toate astea trec și prin, hai să nu mai zicem nici prin stomac, nici prin buzunar, și trec prin card. Prin urmare, se impune și Ministerul Educației susține și a susținut asta public că un nivel de salarizare de început de carieră motivant pentru profesori este esențială, pe lângă toate celelalte, nu știu, facilități pe care le putem crea pentru profesorul debutant. În al doilea rând, crearea de șanse egale pentru toți. Aici deja lucruri se întâmplă deja și, mă repet, îmi cer scuze,
Un primul jalon din cadrul PNRR pentru Ministerul Educației este Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar. Avem certificat în momentul acesta că circa 1400 de școli intră în prima rundă de finanțare, ținta fiind 750, deci aproape dublu. Iar dacă studiem cu atenție ce își propune Programul Național, vrând nevrând ajungem și la cadre didactice și la formarea cadrelor didactice, pentru că plaja de intervenție este destul de amplă, este adaptată cerințelor școlii, prin urmare nu ne împiedică nimeni să ne propunem acolo inclusiv intervenții pentru cadre didactice debutante, mai ales că atunci când au fost stabilite criteriile de eligibilitate pentru școlile din programul național, unul din criterii a fost numărul de profesori suplinitori. Sau, dacă vreți, invers, profesori titulari, că luăm complementarea mulțimii. Prin urmare, lipsa de stabilitate în sistem, iar aici asta are clar legătură cu profesorii debutanți care vin și trec pentru perioade scurte de timp prin școlile dezavantajate, pentru că programul clar se adresează școlilor celor mai dezavantajate. Iată, asta este un lucru care deja se întâmplă și clar că face parte din strategia Ministerului Educației. În al treilea rând, încerc să păstrez cele 5 degete pe care le-am promis, un sistem de mentorat bine structurat, motivant atât pentru mentor cât și pentru mentorați. Aici n-am să pomenesc decât în trecere despre proiectele de sistem ale Ministerului Educației, dacă ne gândim la proiectul PROF sau la proiectul CRED, toate acestea au legătură și au intervenții și asupra carierei didactice, asupra profesorilor debutanți și asupra sistemului de mentorat. Numărul 4, implicarea tuturor factorilor relevanți cu activitate în sistemul de educație și aici pot să dau exemplu evident Teach for Romania, care de ani de zile face activități importante în această zonă. Și, nu știu, la numărul 5 mă mai gândesc puțin, dar cred că aș pune la modul general programele de formare pentru număr foarte mare de profesori și aici să reamintesc, s-a vorbit mai devreme, de fapt, cam la toate intervențiile anterioare, s-a discutat mult despre digitalizare, despre competențele digitale ale profesorilor, ori aici, iarăși, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, avem ca țintă 100.000 de profesori, adică mai mult de jumătate din profesori din sistem care vor fi formați pe competențe digitale. Evident că pot fi și mai multe abordări, dar din punctul nostru de vedere, aceste 5 linii importante de intervenție ar putea să crească retenția în sistem a profesorilor debutanți, pentru că este într-adevăr o problemă, așa cum spunea și doamna consilier prezidențial, nu cei mai buni absolvenți de liceu sau nu cei mai buni absolvenți de facultate aleg cariera didactică, aceasta este o realitate și mai mult decât atât, îmbătrânirea corpului profesoral este din nou o realitate și o altă realitate mai tristă este deja criza de profesori, mai ales pe zona de științe exacte în anumite zone ale țării, profesori de matematică, de fizică, de chimie, începem să găsim din ce în ce mai greu. Ori cele 5 măsuri pe care le-am enunțat și iarăși cred că nivelul de salarizare, îl reamintesc ca să închei cu ce am început, constituie un factor foarte important. Iar asta, dacă o generalizăm la nivel de sistem, nu numai pentru profesorii debutanți, salarizarea în sistemul de educație este cu siguranță extrem de importantă și trebuie să fie pentru noi un obiectiv esențial. N-am să mă lungesc, nu știu cât timp ați propus pentru această întâlnire. Astăzi a fost oricum și pentru noi la Ministerul o zi complicată, de asta am intrat și un pic mai târziu. Sunteți probabil la curent, structura anului școlar mult așteptată, noutăți în domeniu, dăm sau nu dăm teze, avem trimestre, semestre sau nu avem deloc, avem module de învățare. Acestea sunt lucruri interesante pe care le veți afla în curând.
Mulțumim tare mult pentru intervenție și mă bucur că ați structurat instrumentele. Noi astăzi ne-am dorit foarte tare să concentrăm discuția pe acel sistem de mentorat bine structurat despre care se vorbește și România Educată și despre care vrem și noi să vorbim și în proiectul acesta și în proiectele viitoare ale organizației, să vorbim despre mentorat și coaching adaptiv. Ne bucurăm că suntem și pe acest palier, suntem pe aceeași lungime de undă și cu siguranță cred că împreună noi toți actorii putem să aducem un plus de motivație, zic eu, în rândul profesorilor debutanți. Și să nu fim printre cele 10 țări din raportul Euridice care se confruntă cu un număr foarte mare de abandon în rândul profesorilor debutanți din zonele vulnerabile. Mi-aș dori tare mult să ne ținem cât mai departe de această statistică și cred că dacă suntem cu toții împreună vom reuși lucrul acesta. Dacă sunt întrebări din partea participanților pentru vorbitorii noștri, vă rog, acum este momentul. Nu? Înțeleg că nu avem. Eu vă mulțumesc tare mult pentru participare. Oana, dacă tu dorești să mai spui ceva, să anunți ceva, o etapă următoare din cadrul proiectului? Dacă mă permiteți, eu aș avea o întrebare. Să ne spuneți și pentru cine? La modul general, poate despre răspunde dumneavoastră. Eu sunt profesor debutant și aș dori să înțeleg mai exact ce aș putea face eu pentru a face parte din această schimbare și de a beneficia de toate cele exemplificate de antevorbitori. Wow, ce frumos! Vă rog, să răspund eu? Sigur, vă rog! Primul lucru, nu părăsiți sistemul. Lucrurile bune sperăm că urmează în perioada imediat următoare. Dacă puteți să mai rămâne? Și încă ceva... E bine să fie receptiv la orice inițiativă, că e din partea școlii, că e din partea actorilor externi, în ceea ce privește propria dumneavoastră formare, în ceea ce privește implicarea școlii în proiecte. Spun asta pentru că am avut puțin de lucru, de exemplu, până să împingem școlile de la spate să depună, spre exemplu, proiecte pe Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar. Există o reticență în sistem cu privire la implicarea în proiecte, iar reticența sistemului, de fapt, înseamnă o sumă de reticențe ale oamenilor de sistem. Uh-huh. Pentru cei tineri, încercați să vă faceți vocea auzită în cadrul școlii. Este esențial. De acolo pornesc toate lucrurile și dumneavoastră împingeți de la spate odată cu noi pe cei în drept să depună proiecte, să acceseze, să devină partenerii, să așa și așa. Cam atât de la mine. Mulțumim! O să preiau și eu, Mihaela, de la domnul Sorin Ion, dacă îmi permiți. Și o să-i răspund domnului Oprescu Alexandru și, în primul rând, îi mulțumim mult de tot pentru întrebare. Iar dacă nu face parte din NEST, va putea să facă parte din NEST undeva la anul viitor școlar în care vom recruta. Iar dacă dorește să aducă schimbare, poate să se înscrie până pe 4 aprilie în programul TICI, dacă își dorește. Deci opțiuni sunt pentru domnul Oprescu Alexandru. Am recepționat. Mulțumesc. Mulțumim. Mai avem întrebări, rog. Mie, dacă îmi permiteți, aș mai avea un răspuns pentru Alexandru, colegul meu mai tânăr. Sunt o profesoară cu 25 de ani vechime și aș vrea să-i recomand lui Alexandru să caute comunități de învățare cum este cea
oferită de Teach for Romania sau poate și de alte organizații, nu știu, Noi Orizonturi, să aibă răbdare dacă vrea să producă o schimbare în sistem și, cum se spunea și înainte, să nu abandoneze, pentru că eu totuși fac parte din generația care și de acum 25 de ani tot așteaptă să se rezolve niște nevoi pe care le-am auzit și astăzi aici spuse. Și cred că șansa mea a fost că am dat de niște oameni foarte inimoși pe care i-am găsit așa, prin demersuri personale cumva. Să nu aștepte să vină soluția neapărat din sistem, ci să producă el schimbarea prin atitudinea pe care deja o are foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Cristina. Și tocmai asta aș încerca să evit, așteptarea aceasta prelungită, fiindcă de resemnat îmi doresc să nu mă resemnez și cumva să fiu unul care face parte din rezistență. Da. Da. Mulțumim, Alexandru, și să știi că te așteptăm la noi. Mulțumesc. Ai atitudinea care trebuie. Noi toți suntem așa mânați de această motivație de a produce schimbare, de a duce bine în comunitățile vulnerabile, de a ajunge la copiii care într-adevăr au mare nevoie, care au dificultăți de a avea acces la educație. Și cred că dacă fiecare dintre noi pornim la drum cu motivația și cu gândul acesta cu care ești și tu astăzi prezent, cred că nu trebuie să mai așteptăm 20-25 de ani pentru schimbare. Și ce vreau să mai subliniez aici, și nu pentru că avem acest spațiu și această conversație, este că, într-adevăr, echipa existentă acum la Ministerul Educației este o echipă foarte bună cu care chiar putem colabora extraordinar de bine. Există o deschidere foarte mare către organizațiile neguvernamentale. Există o bună voință și urechile sunt extrem de deschise de a auzi ceea ce noi, oamenii de la firul ierbii, avem de spus. Și cred că dacă mai mulți tineri ca tine vin să le șoptească la ureche care sunt nevoile, sunt convinsă că vom găsi deschidere și putem ajuta să creăm instrumentele cele mai bune să producem schimbarea. Am înțeles. Mulțumesc. Te așteptăm la noi. Aș spune și eu două cuvinte, cumva, pentru că cumva s-a simțit și emoția pe Alexandru mai devreme și ideea asta de ce ar rămâne, de ce ar face, de ce am face fiecare dintre noi câte ceva până la urmă. În primul rând, eu chiar cred că, deși zona asta de educație, acum, evident că având și o pălărie politică mai recentă cu care încă trebuie să mă acomodez, educația totdeauna este în orice program de guvernare, în orice program politic al partidelor. Deci nu e ca și cum n-ar fi acolo. Problema pe care noi o avem ca societate însă este că atunci când politicienii și în general societatea, că politicienii sunt oglinda societății și aici includ toată lumea, deci nu că sunt mai cu moți eu decât alții, politicienii au o dificultate de a echilibra practic lucrurile pe care le ai de a investi pe termen lung, care sunt cumva, deci cu bătaie lungă, care nu intră într-un mandat, deci ceva ce poți să arăți la sfârșitul unui ciclu electoral sau niște rezultate rapide, deci chestiile acestea pe termen scurt cu niște obiective pe termen lung de schimbări structurale. Și în România după 1989 am fost într-o supraviețuire continuă, în ceva în care Am încercat cumva să vedem cum ne putem adapta. Acum avem această șansă enormă cu ancora Uniunii Europene, care ne-a mai așezat un pic politicile, dar politicile de educație încă nu sunt politici comune pe deplin. Sunt tot legate majoritar de competențele statelor membre. Ce face Uniunea Europeană, de exemplu, finanțează, zic eu, destul de masiv până la urmă zona aceasta de educație. Avem atât PNRR-ul, avem programul operațional POEO, avem resurse pe care le primim de la Uniunea Europeană, dar ceea ce cred că este important este de a înțelege că în condițiile demografiei actuale, deci România rămâne cu 15 milioane de oameni undeva în 10-15 ani,
oamenii pleacă din țară pentru că găsesc oportunități mai bune în alte părți. Economia are în continuare locul de muncă prost plătită pentru că nu avem niște schimbări structurale de ansamblu. Și toate lucrurile acestea pleacă până la urmă de la modelul pe care ne-l dorim în societate. Adică dacă noi ne vom dori o societate care să crească oameni, care să poată să aibă o viață independentă, să fie pe picioarele lor, să nu fie dependenți de politicieni, să știe că pentru că au dobândit niște competențe, au niște oportunități, oportunitățile alea să fie chiar în România, nu în afara lor. Deci este o alegere fundamentală de ce model de societate ne dorim. Nu e vorba numai de sistemul de educație. Și aici Alexandru știe foarte bine, ziceam de vocație. Până la urmă, în orice profesie există vocație, dar în educație, vocația este poate mai importantă decât oricând. Sunt și eu profesor în începutul care am predat 10 ani de zile în sistemul universitar și pot să spun că satisfacția pe care o ai la sfârșitul unei lecții care îți iese bine este inegalabil. Deci nu am ceva comparabil cu acel lucru. În același timp, și insatisfacția că în lecția nu ți-a ieșit bine. Adică ele sunt două chestiuni care sunt în oglindă. Și am vrut să spun că poate să există comparații cu cine ar fi mai important. Știu eu, un politician care poate influența legislație care atinge sute de milioane de euro sau un profesor dintr-un mediu vulnerabil care de fapt ajută ca un număr de copii, niște zeci de copii să poată să iasă din cercul acela vicios. Ei bine, eu nu sunt neapărat convins, deși și eu cred că mă strădui să fac lucrurile bine, nu sunt convins că ce fac eu totdeauna este mai important decât ce faci tu. Și lucrul ăsta, dacă îmi permiți să spun, chestiunea aceasta în care mă înclin în fața efortului pe care îl faceți voi pentru niște oameni, pentru niște copii, în mod concret, care să poată să rupă cercul vicios al sărăciei și să poată să aibă o viață, care poate schimba efectul fluterului, poate schimba până la urmă omenirea, chestia asta este ceva pentru care merit. În fine, mă opresc că m-a luat și pe mine valul acum, dar cred că e important până la urmă să nu discutăm numai chestiuni de discurs din ăsta scris pe hârtie. Educația este într-adevăr ceva ce încă noi nu am reușit să internalizăm suficient ca societate legat de importanța asta. La fel ca și sănătatea până la urmă. Iarăși o chestiune în care totdeauna e prioritară, dar nu e. Asta m-aș bucura ca prin aceste mici gesturi pe care voi le faceți să de fapt să impulsionați simbolic și nu numai real această schimbare de gândire mai profundă. Și fiecare să pune numărul de unde suntem, la nivel european, la nivel național, la nivelul comunității. Gata, mă opresc. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim tare mult. Mai avem întrebări, vă rog? Domnul Drăguș, aș mai avea una. Aș dori să vă întreb, de exemplu, anumite gesturi de ale mele și ale colegilor mei, când sunt făcute, cum să facem noi ca ele să poată fi văzute de persoane care sunt într-o postură ca dumneavoastră sau de genul, astfel încât să poată fi luate în calcul sau cel puțin să simțim că nu sunt în zadar? Păi, uite, unul din lucrurile pe care, ca să nu știi că politicienii și promisiunile sunt o chestiune mai complicată. Dar unul din lucrurile pe care cu siguranță poți să le faci este când ai niște lucruri pe care le faci cu copiii și vrei, de exemplu, să inviți un europarlamentar, ca să mă dau pe mine de exemplu, și să aveți o discuție. Știi? Astea sunt niște lucruri care se pot face. Adică nu sunt chiar atât de multe bariere în momentul în care trimiți un e-mail și spui, uite, mi-ar plăcea să pot să le ofer copiilor mei din școală ceva. Acum, evident, există o limită, pentru că nu pot face asta eu sau colegii mei sau, în fine, alte persoane în administrația publică pentru ori de câte ori există niște resurse limitate. Dar asta este ceva ce, de fiecare dată când am primit o astfel de solicitare, o fac cu mare drag. Deci, aceste mici gesturi, dacă, de exemplu, îmi scrii de ceva și ai vrea să popularizez pe pagina mea de Facebook, sunt niște lucruri pe care le fac totdeauna cu drag. Pentru că cred și eu la rândul meu în ele. Deci cam asta, încerc să fiu mai scurt de data asta. Am dat adresa mea de e-mail mai devreme. Cu drag vă aștept mesajele dacă e ceva cu care simțiți că aș putea să ajut.
într-un mod mai concret. Mulțumesc încă o dată. Din păcate va trebui să fug la următoarea întâlnire, deja am întârziat un pic, dar vă mulțumesc pentru invitație încă. Și noi vă mulțumim. Mulțumim mult. Mai sunt întrebări? Cred că nu. Bun, atunci o să închidem întâlnirea de astăzi și vă așteptăm la următorul nostru eveniment. Noi vom comunica din timp toate aceste întâlniri pe care vrem să le creăm pentru comunitățile de profesori. Și vă așteptăm la următoarele noastre.